Sportivii de la Acvila Giurgiu au început cu dreptul această lună, participând la mai multe competiții sportive de anvergură, unde au făcut o figură frumoasă și de la care s-au întors cu multe medalii. Cea mai recentă, campionatul național de Wushu Kung Fu, rezervat juniorilor și seniorilor, a avut loc la complexul sportiv din cadrul Școlii Generale numărul 20 din capitală, unde au participat circa 180 de sportivi de la 20 de cluburi din țară. La acest concurs, Acvila Giurgiu a mers cu mai mulți elevi, obținând în total 8 medalii, dintre care 5 de aur și 3 de argint. La începutul acestei luni, elevii profesorului Ion Chelu au concurat și la campionatul național de Kempo din Tulcea, unde au obținut alte 10 medalii, la Cupa României la Kempo, unde au primit 11 medalii și la campionatul național de Jiu-Jitsu, de unde s-au întors cu alte 9 medalii.